Da, suntem în direct. Înainte de a intra în rubrica Școala de Șoferi, am primit un mesaj referitor la articolul nostru cu țigările, că nu știam ce să face, de la Poliția Română, cum că acele țigări se distrug. Sunt incinerate. Sunt incinerate, acesta este termenul corect. Școala de Șoferi în câteva momente. Da, bună dimineața, domnul Clavnic. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Da, înainte să începem să facem o mică glumă, țigările confiscate sunt incinerate. Acum nu știm la ce crematoriu și dacă ce se mai incinerează pe lângă. Mai doi chinezi găsiți într-o valiză, un rus din Ucraina, nu știu ce mai... Dar e bine, e complicat, că e cu ordin judecătoresc, mai dispar până ajung, mai cad din camion, mai... Când ajung acolo, câte baxuri au fost? 10. Păi numai unul, păi știi, sau nu, ținea prelata la camion din alea, da, povestim. Bun, dar nu, să trăiască toată lumea. Acum să venim la două reguli foarte importante care, pe care le-au încălcat cei care au produs accidente în ultimele 24 de ore, respectiv, ieri în jurul prânzului un copil în vârstă de cât? 7 ani sau nu știu, 10 ani sau 7 ani. A fost lovit, bine, lovit ușor, adică nu a dat-o la spital. La spital, dar nu. Chiar am aflat de la cineva care era locul faptului, copilul s-a ridicat de jos, singur, dar a fost dus pentru investigații, lovit de un taximetrist. Trecerea de pietoni. Da. 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 Adică, am mai discutat noi despre chestiunile legate de trecerile de pietoni și, într-adevăr, și în lege, până la urmă, putem găsi anumite interpretări destul de ciudate, putem să le spunem, dacă e să le traducem cu ghilimele de rigoare motamo, dar este, una peste alta, este important să știm că la trecere de pieton există prioritatea pentru pietoni, deci orice conducător auto, în momentul când se apropie de o trecere de pieton, trebuie să circule cu atenție. Sunt situații că s-ar putea un pieton să vrea să treacă. Sigur că da, și copilul, acum nu știu detaliile, dumneavoastră mi-ați spus și nu știu nici foarte multe detalii, dar s-ar fi putut să o ia la fugă. Sigur că da, copiii sunt imprevizibili. Chiar dacă a fost trecere de pietoni, probabil că, eu știu, nu știu exact, de asta am și spus. Și atunci, în momentul în care cineva, să zic, o ia la fugă, da, cine e vinovat? Normal, tot conducător auto, pentru că n-a redus viteza, nu a luat măsuri de evitare a pericolului de accident. Deci doar în momentul în care cineva trece, de exemplu, pe trecere de pieton cu bicicleta. Da, ceea ce nu este voie. Ăla nu este voie. Sigur că da. Deci în momentele respective, dacă se întâmplă un accident, biciclistul este cel vinovat. Dar dacă e roșu, dacă e cu semafor. Aici am vrut să ajung. La trecerile de pieton semaforizate trebuie respectată și culoarea. Au fost situații în care... Deci au fost, poate să treacă biciclist dacă e roșu? Au fost... Nu? Nu? Pe trecerea de pieton, cartea nu spune dacă este semaforizată sau nu. Dar atunci trebuie să vă întreb. Trece biciclistul și roșu. Cine e vinovat? Și biciclistul și... Doar biciclistul. În situația de roșu pentru autovehicule, da. Atunci este clar, vina este comună, sigur că da. Înțeles, conducătorul de vehicul pentru că nu a respectat culoarea semaforului, biciclistul pentru că a trecut pe roșu, pe bicicletă, pe trecerea de pieton. Cartea spune. Asta e bună cu biciclistul. Sigur că da, este important să știm. Într-adevăr, au fost niște chestiuni, acum poate facem o mică paranteză, legate de pistele pentru bicicliști. Acolo, deci pe pistele pentru bicicliști, orice conducător auto care circulă pe un drum public și se intersectează cu o pistă pentru bicicliști, biciclistul are prioritate întotdeauna, fără niciun fel de... Da, asta este, este din legislația europeană, din fericire sau din păcate, nu știu cum să zic, că nu știu cum e bun asta, din fericire pentru conducătorii auto, din păcate pentru bicicliști. În România, unde să te întâlnești cu trei piste de biciclete? Aici, la dumneavoastră, în Deva, există acea pistă pentru bicicliști și pietoni, într-adevăr, că este comună, de la gară, la ieșirea către Ilia, și acolo sunt vreo două sau trei drumuri care vin din localitate, deci din oraș, să zicem așa, și se intersectează. Eu, de obicei, mai merg cu elevii, cu cei cu care mai fac prin Deva, tocmai pentru a-i învăța cu acest aspect. Acolo unde ziceți dumneavoastră, trebuie să stai vreo jumătate de oră să vină un biciclist, dacă chiar vrei. Aici este, într-adevăr, foarte rar circulă, chiar asta am remarcat și eu, foarte rar se folosește acea pistă. Poate iarăși este bine, dacă tot am ajuns aici, să spunem că în locurile unde există piste pentru biciclete, bicicliștii sunt obligați să le folosească.
Deci nu au voie să circule pe nici măcar pe partea calosabilă. În marile orașe ale Europei, pistele de biciclete sunt folosite, de fapt de aia sunt construite, să te ducă din punctul A în punctul B, să nu mai mergi cu mașină. Da. La nu, la Deva ai pusă pista de bicicletă, să te plimbi, că n-ai ce să cauți încolo către Mureș. Nu așa dacă dar ești... Dar nici la joși pe la Mureș, da. Se termină așa în câmp, deci dacă ești un pic cu capul și vrei să te duci, te duci. Bine, dacă nu vrei să faci mișcare. Da, adică așa este. Nu are nicio legătură una cu alta. Adică alea sunt utile pentru cei care vor să folosească, să meargă la servici cu bicicleta, să meargă... Asta e pusă ca să avem și noi pistă de biciclete. La noi să dea bine la oraș. Nu are nicio treabă una cu alta. Bine, ați văzut cazul ăla acum un an, anul trecut l-au prezentat la Timișoara, acea pistă pentru biciclete care se termina într-un zid. Nu știu dacă ați văzut. Deci au făcut-o până la un zid, nu știu exact unde aveau ei acolo. Loc de dat cu capul e ceva de genul și... De asta, deocamdată nu s-a înțeles foarte bine utilitatea acestor piste. Noi, asta vă spun. Exact, trebuie să facă legătura între punctul A și punctul B, corect. Aveți foarte mare dreptate aici. Deci de aceea nu așa, mă duc să mă dau cu bicicleta. Unde? Păi numai acolo am loc. Mă duc pe pista de biciclete. Nu, du-te liniștit. Doar așa putem să încurajăm pe biciclist să folosească bicicletele sau creându-le aceste condiții de a circula și pentru interesul, deci pentru a rezolva probleme. Adevăr că la cum au fost create drumurile, Ceaușescu nu era o mare biciclist și dacă nu le-a făcut el de atunci, acum e greu să le... Sigur. Cred că dacă el avea o plăcere pentru a merge cu bicicleta, avea multe piste de biciclete. Știi că el când îl apuca, bă, ce vreau? Să merg cu vaporul de la București la mare. Să fie un canal. A făcut canalul, aproape gata. Îi plăcea să merg la vânătoare. Drumuri forestiere sunt suficiente. Da. Nu îi plăcea cu bicicleta. Cu bicicleta nu era. Dar dacă era, aveam piste de bicicletă. Tot ce trebuie. Din toată țara, sigur. Dar nici în București nu sunt. Nu. Chiar, bine, acolo și traficul este atât de aglomerat încât nu știu unde... Îți dai seama, în București numai piste de bicicletele mai lipsește la aia să bagi. Exact. Atunci e haosul gata, complet. Și așa este de acum. Pentru o intersecție de aia de stau aia câte două ore la un semafor, să treacă și unii și să le mai dai prioritate și la bicicletă, știi cât e bătălia. Cât casa. Da. E un mic război. Războiul bicicletelor. Ieri am fost în București, am văzut iarăși traficul, mi-am reamintit sălbăticia cu care se circulă acolo, dar interesant, așa ca o remarcă, poate că greșesc, n-am mai fost recunosc un pic, am de multișor în București, la trecerile pentru pietoni, indiferent cât de agresiv veneau, dădeau prioritate pietonilor. Deci, ați spus dumneavoastră un pic mai devreme de accidentul petrecut la noi. Da. În București, deci credeți-mă, și am avut de circulat un pic pe jos, prioritatea pentru pieton la trecere era sfântă pentru marea majoritate, pot să spun pentru tot. Opreau indiferent de viteză. Da, dar vă dați seama, cât e București de mare, cât i-ați văzut dumneavoastră, în altă parte mai călcau vreo 3-4 persoane. Este adevărat, dar în zonele unde am circulat cu plăcută surpriză am constatat că se acorda prioritate pietonilor inclusiv de mijloace de transport în comun, ceea ce pe vremuri nu se prea întâmpla dacă vă aduceți aminte. Da. Aia de obicei se băga, n-aveai nicio problemă. Ca să nu mai zic de șoferii grăbiți, iarăși dacă putem folosi ghimele, opreau la trecere de pietoni, acordau prioritate și apoi își continuau drumul. Da, un alt accident a fost drumul între Deva și Hunedoara, celebrul drum expres de viteză maximă, care are când 4 benzi, când 2, când în funcție de cum o fi. Când pilos de trafic. Da, dar la 4 benzi, chiar când a fost inaugurat drumul, nu venea să cred, am mai văzut un drum așa de bun în Belgia, și luminat era și luminat drumul. Luminat, separatoarele pe mijlocul drumului, dacă țineți minte, cele de plastic. Ok, plastic, dar era ok. Da, erau. Asfaltul era bun. Nu mai sunt nici separatoare, becurile mai... Sunt mai porțiuni, sunt porțiuni unde într-adevăr nu mai este iluminat de tot. Mai și n-a mai fost noaptea, dar... Nu, sunt porțiuni destul de mari. Dar separatoarele au dispărut. Separatoarele au dispărut, dacă vă aduceți aminte când au început să lucreze pentru montarea canalizării sau ce au făcut ei acolo. Știți că au venit cu conducta cea mare. Un telespectator ne spune, ca să spune, și pietonii ce obligație. Așa. După ce terminăm da, asta corect, cu la trece, da, pietonii atunci când traversează, indiferent că traversează pe trecere de pieton sau nu, ei sunt obligați să se asigure. Și asta este adevărat, că noi întotdeauna suntem foarte tentați să dăm vina doar pe conducătorii auto, dar sunt și mulți pietonii disciplinați, ceea ce este foarte, foarte adevărat. Și ca obligație este bine să le amintim telespectatorilor, inclusiv atunci când traversăm pe trecere de pieton, suntem obligați să ne asigurăm. E o chestie oarecum ciudată, dar să știți că mie mi se întâmplă de câte ori trec ca și pieton, să am tendința asta de a
că-s pieton și bă, lasă-mă să mă bag să-l opresc pe ăsta. Și brusc îmi aduc aminte că-s șofer și ăla poate nu poate să oprească. Așa este. Și atunci este. Stau, îmi vine, știți cum e oprirea aia? Da, opa. Da, este ezitarea. Stai, poate, exact. Exact. Dacă îl vezi pe unul care strece așa, adică, stai că nu mă mai ridică, mă văd, hai, dă-i cu general, care nu așa trece, nu se uită asta, nu se uită, da, așa îl vezi. Da, capul în pământ, pac, trece. Da. Ăla nu are nicio treabă. Dacă ies, dar de fapt nu e glumă, că e treabă, ce am pățit acolo vreo 2-3 ani, pe o trecere de pietone, unde doar făceam lecțiile practice cu un elev, și doi cetățeni s-au întâlnit, deci traversau din sensul opus, s-au întâlnit în fața noastră, s-au oprit, au dat mâna și au început să povestească pe trecerea de pietoni. În condițiile care nu era semaforizată, deci trecerea de pietoni. Bine, da, noi stăteam, să mai povestim ceva. Acolo s-au întâlnit, puteai să-i muți pe oameni. Ne uitam la ei, stăteam cu viței, elevul se uita la mine mirat. Așteptăm, ce să facem? Asta e situația, sigur, deci sunt... Dar, apropo, în cazuri de astea, ce se face? Normal ar trebui avertizat pentru că e un pericol de accident. Ai voie să claxonezi? Sigur. Eu zic că se încadrează la cele situații în care spune legea claxonat este permis pentru evitarea unui pericol de accident, pentru că e un pericol de accident. Poate vine unul din spate care nu-i observă, mă depășește pe mine și intră în plin în ei. Și dumneavoastră faceți pala volan. N-am putut eu, dar e animărit asta. Sigur. Nu, acum am mai glumă, serios, și... e foarte periculos și... se pot întâmpla tragedii dintr-o neatenție din asta, de aceea sigur. E foarte, foarte mare atenție când traversăm și chiar dacă traversăm pe trecerea de pietoni. Mai este poate bine de menționat, nu știu, când eram noi copii se făceau orele astea, mă rog, lecțiile astea pe la, chiar pe la grădiniță. Păi și erau la mai demult la grădiniță, la școală, exact. Chiloții de trafic, doamnele, știi, cu din alea, când se ieșea de la școală. Da. Te dirijau, veneam ordonat, de mânuță, cumva, sigur, nu, exact, nu exact, se făceau acele exerciții. Anul trecut sau cu 2 ani am văzut, la dumneavoastră s-a făcut un exercițiu, a fost mediatizat cu poliția rutieră, nu mai știu la ce școală generală, dacă nu mă știu, s-a dus, și au făcut un exercițiu de genul ăla. Rutieră... Dar e puțin totuși, ar trebui... Eu știi ce aș face? Aș pune câte un, ca și la sperietori, știi? Să pui câte un manechin din ăsta îmbrăcat în milițian. Nu mă, să stea pe acolo, să-i vezi șapcă în cap. Să vezi ce. Ați văzut reacția? A fost câteva montate pe drumurile publice, pe drumurile naționale, europene, da, când am văzut. Da, așa din... Și părea de la distanță că este un agent de poliție. Părerea mea că acel exercițiu... Toată lumea punea frână. Sigur că da. Din reflex măcar și tot se punea o frână. Acele exerciții, părerea mea că și-au utilitatea lor. Deci chiar dacă nu, poate un adult zice, domnule, la ce învață pe copii? Eu zic că acele minime cunoștințe de educație rutieră prind foarte bine de la vârste mici. Învață pe copii și să uite întâi în stânga. Exact. Da. Deci măcar partea aceea cu asiguratul, pentru că... Ai vrut să ne zici ceva acolo de la un... Asta cu telespectatorul, ce obligație au? Da. Domnul Clavnic, referitor la celălalt accident, cineva a întors. Întors pe linie continuă. Pentru că nu mai există separatoarele care erau bune și în cazul sigur, se putea evita sau se putea interzice, până la urmă, întoarcerea autovehiculului pe linie continuă, fie simplă, fie dublă. Oricum, toți conducătorii auto știu această regulă. Însă, eu știu, este de discutat, am mai spus noi odată atunci când s-a întâmplat accidentul acela de la Bacău sau când cetățeanul ăla tânăr a intrat pe sens opus și au murit o familie, așa da, a avut el. Da. Apariția sau, eu știu, montarea unor astfel de separatoare pentru drumurile publice. Eu zic că ar fi fost utile și sunt utile, tocmai pentru a descuraja astfel de practic. Unde sunt patru benzi? Măcar unde, de fapt, acolo este și... Acolo, că unde sunt două, nu poți să mai faci depășiri. Nu se mai pot face depășiri, sigur. Dar unde sunt patru, se pot monta fără niciun fel de probleme. Bine, poți să apară și pe două unde este linia continuă, ca o măsură suplimentară de a atenționa pe conducător respectiv că nu este vizibilitate. Nu este... Nu, știți care e problema la noi, dacă apare pe două și linie continuă? Există un gigel sau un dorel care îi se strică tractorul taman acolo. Se poate. Și s-a terminat. Și atunci s-a blocat. E gata. S-a blocat. Deci, la noi nu există. Că, na, așa sigur e modelul. Da. Sigur că da. Dar unde sunt patru benzi, a spus foarte bine, eu zic că utilitatea lor ar fi indiscutabilă. Indiscutabilă, s-ar reduce această tentație, putem să spunem, de întoarcere pe linia continuă. Eu țin minte că pe vremuri și București-Pitești era... acum, între timp, au făcut-o ca lumea, dar știu că pe vremuri era din loc în loc, aveai racord, cum îi spune. Erau ceva găuri din astea. Da, așa le spune în autostradă, racord, îi spune acele porțiuni de separatoare s-au eliminat.
Însă, în conformitate cu legea, acele racorduri pot să apară pe autostradă doar în situația în care unul dintre sensurile de mers este blocat. Din cauza unor lucrări, din cauza... A, nu, dar erau... Tot... Știu, erau permanente, să zicem da, așa. Da, da. Însă legea spune că acele racorduri nu au ce căuta pe autostradă decât în situația alea în care... Alea erau cică făcute să mai treacă aia cu căruțele, că nu știu ce, și da, dar pe autostradă... A, nu, bine, între timp s-a reglementat problema, s-au acoperit și se fac racorduri doar atunci când se execută lucrări pe autostradă. Deci doar atunci pot să apară racordurile. Nu e voie să fie... la liber, să zicem, pe autostradă. Într-adevăr, tentația de a întoarce, mai ales când drumul este cu 4 benzi și, eu știu, chiar dacă e linia dublă continuă, o ignorăm pentru că zicem, domnule, 4 benzi, am vizibilitate, pot să-și întorc mașina prin viraj, nu mai trebuie să fac întoarcerea. Domnul Clamnic, referitor la întoarcere, la semafor, avem voie să întoarcem. Legea spune așa, că în intersecțiile dirijate, da, în intersecțiile dirijate, este are și o interpretare interesantă. Este permisă depășirea pe partea dreaptă. Autovehiculul care virează la stânga și se încadrează corect, iar noi avem spațiu. În chestionare se extrapolează puțin această regulă și îi spun, domnule, dacă în intersecțiile dirijate este permisă depășirea pe partea dreaptă, atunci este permisă depășirea și normal, adică pe partea stângă. Eu știu dacă vreau să mă duc mai tare. În toate situațiile în care este permisă depășirea, da? Este permis atunci și oprirea, și staționarea, și întoarcerea, și mersul înapoi. Întoarcerea, deci, în intersecție este permisă, în cele dirijate, inclusiv în cele cu sens girator, care sunt considerate intersecții dirijate. Dar mai puțin în cele în care există semn de nu-i voie să întoarce. Exact, cu excepția intersecțiilor unde există semn de obligatoriu înainte, interzisă vira la stânga sau întoarcere interzisă, unde nu este voie. Da. Pe drumurile cu sens unic, iarăși nu este voie și nu este permisă, că aici este important sau aici am vrut să ajung, în intersecțiile unde întoarcerea nu se poate face dintr-o singură mișcare. Adică intersecția trebuie să fie destul de largă pentru a-i permite conducătorului auto să facă dintr-o singură mișcare și nu prin acea manevră de întoarcere de trei mișcări. Care nu le iasă nici cum și dacă e largă intersecția. Și nu le ajung nici trei mișcări să o facă, dar totuși fac în intersecție. Deci cam astea sunt regulile stipulate în lege. Bineînțeles, mai zici o chestie, dar asta iarăși este generală, e bine să o spunem și la intersecții, este interzisă întoarcerea pe marcajul pietonal. Adică eu știu, chiar dacă înainte, să facem prin viraj, sigur, să nu dăm pe trecerea de pietoni. Deci trebuie să găsim o traiectorie mai scurtă pentru a nu intra pe trecerea de pietoni de pe drumurile cu care vin în intersecție. Avem mare noroc că nu avem linii de tramvai, că și la acolo e o problemă. Oh, e o mare problemă cu linii de tramvai. Poate într-o zi o să discutăm regulile, să le... Păi să povestim de celebru caz al lui Mircea Lucescu, care vreau să întoarcă cu tramvaiul cumva. În fața ta, în fața tramvaiului sau cu tramvai cu tot, da. Mulțumim tare mult, domnul Clatnic. Și noi vă mulțumesc. Ne vedem și săptămâna viitoare. Până atunci, conduceți cu grijă.